Bună ziua! Trebuie să spun din start că aveți o echipă impresionantă. Înțeleg că este cel mai mare minister, cel mai numeros minister și cel mai puternic. Îmi face plăcere să vin astăzi la dumneavoastră. Îmi face plăcere să vin împreună cu noul ministru afacerilor interne și viceprim-ministru, domnul Andrei Năstase. De asemenea, sunt aici cu domnul Kiril Moțpan, care este președintele Comisiei Parlamentare pe probleme de securitate. Noi cu dumneavoastră ne cunoaștem. Ne cunoaștem de la proteste, ne cunoaștem de la evenimentele politice care s-au întâmplat în ultimii ani. Dar de acum încolo vom avea o altfel de relație. Ceea ce ne propunem noi să facem este să transformăm guvernul, să transformăm toate instituțiile statului în instituții care să slujească cetățeanul. Asta este sarcina cea mai importantă și vreau ca fiecare dintre noi să conștientizeze acest lucru. Până aici au fost acțiunile care au avut efecte negative asupra societății. De astăzi înainte, dumneavoastră cu toții, nu puteți și nu veți mai fi în slujba unui politician sau altuia, în slujba unui grup infracțional sau în slujba unor grupuri de interese economice, interese înguste. Noi ne dorim, în special de aici, de la dumneavoastră, să recâștigăm încrederea cetățeanului în stat. Iar statul se compune din instituții, statul înseamnă fiecare dintre noi, cei care ne-am dat acordul să slujim cetățeanul. De acum înainte, sarcina noastră principală este să slujim cetățeanul în conformitate cu legea. Noi o să avem grijă ca să nu mai fiți puși în situația în care să trebuiască să alegeți între a sluji cetățeanul sau niște personaje obscure. Noi o să facem tot posibilul ca să consolidăm independența tuturor instituțiilor, inclusiv independența instituției dumneavoastră, astfel ca nimeni niciodată să nu poată să vină să-și impună voința, așa cum s-a întâmplat până acum, să-și impună voința în detrimentul cetățeanului. Noi ne dorim foarte mult ca instituțiile statului, ca Ministerul de Interne, ca fiecare om angajat în minister să fie respectat de cetățean. Atunci când o să recuperăm încrederea cetățenilor în instituții, în fiecare angajat, atunci lucrurile se vor schimba pentru toți spre bine. Știm că e nevoie să întreprindem măsuri pentru ca dumneavoastră să aveți condiții bune de muncă, pentru ca dumneavoastră să vă simțiți motivați financiar și nu doar și să puteți să vă faceți slujba bine. O să lucrăm cu toții împreună, cu toții împreună o să participăm la deconspirarea schemelor de corupție și la salvarea banului public, pentru ca banul public să fie folosit pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a tuturor cetățenilor, inclusiv a celor care lucrează la stat. Dar toate lucrurile astea se pot întâmpla doar dacă noi cu toții vom pune umărul. Știu că ați trecut prin experiențe proaste. Știu că a fost o confuzie totală, în special săptămâna trecută. O să ne clarificăm cu toate lucrurile, dar în același timp vreau să știți că noi nu am venit să ne răzbunăm. Noi vrem să începem de pe o foaie curată și să construim un alt mod
de lucru în guvern, un alt mod de relații între conducători și între angajați. Și avem mare nevoie de sprijinul dumneavoastră. Dumneavoastră îl cunoașteți pe domnul Andrei Năstase, el este un luptător și acum vom lupta pentru ca să implementăm reforme, pentru ca să facem lucrurile corect, pentru ca să ne asigurăm că nimeni niciodată nu va îndrăzni să încalce legea. Eu sunt sigură că dânsul va avea toată răbdarea ca să vă asculte, să vă audă, ca să construiți o atmosferă de lucru în care să vă simțiți bine. Pentru că doar atunci când o să avem încredere unii în alții, doar atunci o să fim eficienți și doar atunci o să ne realizăm toate obiectivele. Haideți de acum încolo să lucrăm, să slujim doar cetățeanul, așa cum spune legea și nu altfel. Și eu sunt sigură că vom reuși. Bună ziua! Hristos s-a înălțat! Domnilor polițiști, stimați cetățenii Republicii Moldova, am fost cu toții martori activi ai celor mai fierbinți momente din istoria recentă a Republicii Moldova. Am parcurs împreună etapele irreversibile ale eliberării țării noastre de sub ultima și poate cea mai sinistră dictatură europeană a acestui început de mileniu. Am pătimit foarte multe, am învățat, sunt convins, fiecare dintre noi cel puțin la fel de multe din experiența nefastă a perpetuării unui regim criminal care a transformat Moldova într-un stat polițienesc. Un regim care a compromis relațiile sociale dintre oameni și a văduvit societatea noastră de repere morale corecte, de încredere și de speranță. Mandatul cu care am fost investit de Parlamentul legitim ales al Republicii Moldova este pentru mine un nesperat privilegiu al responsabilității. Vă spun acest lucru cu gândul la toate cele pe care trebuie să le facem împreună pentru a reașeza statul nostru pe temelia normelor corecte și democratice specifice țărilor europene civilizate. Am privilegiul, asumându-mi în detaliu această responsabilitate, de a continua din poziția de ministru al afacerilor interne de această dată lupta pe care o duc împreună cu societatea civilă de atâția ani împotriva abuzului statului asupra cetățeanului, ca formă supremă de compromitere a drepturilor și libertăților oamenilor Moldovei, consfințite de Constituția noastră. Abordările mele și ale echipei ministeriale vor fi direcționate cu fermitate și transparență către transformarea Ministerului Afacerilor Interne într-o instituție deschisă pentru cetățeni. O instituție care își va îndeplini cu onoare misiunea de asigurare a securității, ordinii publice, liniștei și stabilității în societate. Politizarea activității Ministerului Afacerilor Interne încetează din acest moment, iar titularii și garanții acestei abordări nenegociabile voi fi chiar eu și fiecare dintre colegii mei polițiști, fără niciun fel de excepție. Maniera în care acest minister a fost folosit ani de zile în beneficiul unei singure persoane sau unui grup restrâns de interese este una condamnabilă, neconstituțională și împotriva intereselor legitime ale cetățenilor și ale țării. Activitatea polițiștilor din Republica Moldova și a tuturor colegilor din Ministerul Afacerilor Interne va fi din acest moment una care va răspunde în detaliu legilor specifice care ne formulează responsabilitățile. Iar acestea vor fi toate îndeplinite în tocmai și la timp. Fac această precizare la începutul mandatului meu pentru a sublinia faptul că personal, dar și colegii mei, nu vom permite niciodată să fim manipulați sau folosiți. Vom respecta cu sfințenie legile care guvernează societatea și nu vom fi niciodată parte a vreunui scenariu ocult care să pună din nou în pericol stabilitatea Moldovei și siguranța cetățenilor. Vom acorda multă atenție prevenției, vom fi fermi, onești, asumați și ne vom duce la îndeplinire toate misiunile. În Moldova, din acest moment, nu trebuie, sub nicio formă,
să mai fie permise scenarii de tipul celor din 7 aprilie 2009 sau din 8-14 iunie 2019. Trupele Ministerului Afacerilor de Interne intră din acest moment într-o perioadă de refacere a reputației profesiei de polițist, într-o perioadă în care vom reforma și moderniza întregul sistem, compromis, din păcate, în unele paliere ale sale de o mână de oameni. Vom acorda atenția cuvenită transparenței, meritocrației, integrității și profesionalismului. Vom fi parte și inițiator al tuturor acestor eforturi de deschidere a instituției noastre către societate și către toți partenerii noștri de dezvoltare. Vă informez că imediat după această întâlnire voi avea o discuție la sediul Ministerului nostru cu excelențele sale, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, domnul Derek Hogan, și cu ambasadorul Uniunii Europene, domnul Mihalco, pentru identificarea resurselor și direcțiilor în care vom defini o cooperare reală pe domeniile securității, ordinii publice, asigurării liniștii și stabilității în societate. Voi avea grijă ca fiecare polițist să simtă că este parte acestei comunități deosebite, comunitatea polițiștilor din Republica Moldova, să se simtă confortabil în uniforma pe care a ales să o poarte. Voi avea grijă ca și familiile polițiștilor să aibă încredere deplină în noua paradigmă politică care va schimba în bine întreaga țară. Am luptat cu toții pentru libertate. Am eliberat Moldova din captivitatea oligarhilor și mafioților și este de datoria noastră să oferim cetățenilor argumente imediate care să-i facă să înțeleagă că viața lor va fi mai bună, mai sigură și mai liniștită. Evident, cei care până mai ieri s-au aflat în fruntea acestui minister și au participat activ la puciul din 8-14 iunie 2019, vor răspunde în fața legilor Moldovei, în fața judecătorilor liberi și independenți. Nu există niciun fel de circumstanță atenuantă pentru aceștia. Sunt convins că este la fel de limpede pentru toată lumea că lupta noastră cu întreaga corupție din Republica Moldova va demara chiar din acest moment la o intensitate pe care mafioții, traficanții de influență, corupătorii și corupții, cel mai probabil, nu o bănuiesc. Străzile Moldovei vor fi eliberate de interlopi și persoanele care încalcă legile acestei țări, iar contrabanda de frontieră va fi din acest moment sub asediu continuu. Concret, Moldova se va schimba în profunzime, iar activitățile ilegale vor fi anihilate și vom dezvolta în paralel proiecte publice de prevenire a acestora. Stimați prieteni, colegi, vă asigur că fiecare polițist din Republica Moldova și coleg în cadrul MAIE va înțelege foarte repede că se află doar în slujba oamenilor, a nimănui altcuiva, iar abordările noastre corecte vor readuce respectul față de lege în atenția comunităților din care facem și faceți parte. Vă rugăm să ne sprijiniți activ pentru a edifica împreună un stat nou, guvernat de legi corecte, care păstrează nealterate drepturile și libertățile cetățeanului. Niciodată mai mult decât acum nu a fost nevoie de un consens național pentru atingerea unui obiectiv extrem de important pentru fiecare dintre noi, pentru viitoarele generații, pentru Moldova. Mulțumesc! Și vom merge, bineînțeles, după regulă, după lege. Și dacă sunt colegii noștri din cadrul Ministerului, din cadrul... Nu? Să știți că vă stau la dispoziție de acum încolo, la numărul meu de telefon, care nu se schimbă de 20 de ani. Vă stau la dispoziție pe poșta electronică, vă stau la dispoziție la biroul din sediul Ministerului de Interne și voi merge și în teritoriu la instituțiile care sunt subordonate Ministerului de Interne. Vă rog să mă priviți ca pe un coleg al dumneavoastră, să aveți încredere că ceea ce a spus doamna prim-ministru în numele Guvernului, ceea ce am spus aici în calitate de Ministru de Interne, va fi respectat și implementat.
Vă asigur de tot respectul meu pentru faptul că ați rezistat presiunilor de a executa niște ordine nedrepte și sunt sigur că împreună vom reuși în tot ce ne-am propus în acest moment. Vă mulțumesc și la muncă. La muncă, pentru că așteptările sunt foarte, foarte mari. Așteptările societății sunt foarte mari. Ați văzut raza de lumină care a apărut în ultima perioadă de timp. Bineînțeles, umbrită de evenimentele care s-au produs ieri. Le mulțumesc polițiștilor care au fost implicați în acțiunea de ieri. Vorbesc de cea de la amiază, apoi implicați în acțiunea de identificare a ceea ce s-a întâmplat la aeroport, n-am să intru în detalii, dar trebuie să înțelegem că asemenea evenimente se vor mai produce și trebuie să le tratăm cu maximă vigilență, cu maximă responsabilitate și să asigurăm în continuare securitate și ordine publică așa cum o prescrie legea, așa cum o prescriu regulamentele noastre. Vă mulțumesc! Thank you.